mă întreb dacă până încercăm din regie poate reușim să prindem. Haideți să vă arăt ce răspuns foarte interesant a primit Bianca Nae la un demers pe care l-a făcut în legătură cu Augustin Lazăr. Trebuie să facem o precizare. Noi știm că domnul Lazăr era procuror de eliberări condiționate la Aiud. Și că a ajuns acolo după ce a terminat facultatea, fiind întâi avocat. Bine, era procuror de neeliberări. Era procuror de neeliberări. Mai degrabă. Da. E foarte interesant ce răspuns a primit Bianca atunci când a întrebat la CSM cum a devenit domnul Lazăr din avocat procuror. Cum s-a întâmplat? Trebuie să creăm un context, și anume, înainte de 1989, absolvenții facultăților de drept erau repartizați prin ordin al Procurorului General al României sau ordin al Ministrului Justiției, în funcție de ordinea mediilor, ca judecători sau ca procurori. Cu câți juriști am vorbit, trecerea dintr-o parte într-alta, fără concurs, pur și simplu, nu este posibilă. Nu a auzit nimeni de un astfel de caz și am vorbit chiar și cu procurori mai în vârstă. Nu era posibilă în epocă. Adică nu exista o variantă tehnică. Trebuia, practic, din avocat, cum era dumnealui, să treacă procuror, să treacă printr-un filtru, nu pur și simplu printr-un act. Bine, mulți pun această trecere și pe seama, să zicem, unei conjuncturi favorabile sau să nu spunem altceva. Bun, și atunci am întrebat și Ministerul Justiției și CSM-ul. Care a fost procedura? Nu mă interesau detalii legate de mapa profesională a domnului Lazăr. Care a fost procedura prin care dumnealui a fost transferat în martie 1982 ca procuror stagiar? Pentru că i se făcuse o repartiție cu un an înainte și fusese delegat avocat. Deci era în ograda baroului Alba, ca să spunem așa. Cum a trecut, cum s-a făcut transferul, cine a cerut detașarea, delegarea, care a fost procedura, este un aspect ce nu dorește să-l comunice nici CSM-ul, nici Ministerul Justiției. Răspunsul, să avem răspunsul pe ecran. De fapt, pasajul cheie. Dar eu cred, înainte să dați răspunsul lui sau al cui e, eu cred că a răspuns un domn avocat, un domn fost procuror, îmi scapă numele, care zicea de cursurile de la Brag. Poate o fi recuperat cursurile de la Brag. O să revedem încă o dată ce spunea domnul Pante, a fost procuror comunist. Dar până atunci, haideți să vedem răspunsul care e primit acum. Acum, atenție, în 2019 este primit de la CSM. Fraza cheie e pe ultima pagină a acestui răspuns și o avem aici. Cred că dacă o punem în ol, pot să o și citesc pentru telespectatorii noștri. Față de textul de lege expus, precum și dispozițiile legii 544 din 2011 privind liberul acces la informații de interes public, apreciem că nu pot fi furnizate date din dosarul profesional al domnului procuror Augustin Lazăr. Domnule, păi nu v-a cerut asta. Dar nu am cerut asta o dată. Și dacă vrei să o luăm așa, de ce avem dublă măsură în cazul altor magistrați? Informațiile legate de mapa profesională, nu ne amintim cazurile Norica Nicolae, tâcă, informațiile din mapele profesionale erau publice și în cazul acesta nu. Și de ce nu? Că vorbim despre informații de acum 30 de ani, nu? Deci am putea să spunem așa, în 2019... Adică e vorba și de primul, de cel mai important procuror al țării. În mai 2019 este secret pentru marele public momentul și procedura prin care domnul Augustin Lazăr, fost procuror general până de curând, a ajuns din avocat stagiar procuror de neeliberări condiționate la Aiud. E secret pentru opinia publică, practic, nu? Păi, el, după ce a fost numit procuror stagiar, și-a început activitatea fix la Aiud. Bun. Da? Că a început ca procuror criminalist. Procuror criminalist nu ajungi decât după ce îți termini stagiatura. Adică, cel puțin o bună bucată de vreme stai 2 ani să-ți faci stagiatura și abia pe urmă urci. Prima chestiune. Nimeni n-a cerut detalii de mapă profesională, ci procedura. Explicați-ne procedura. Spună, printr-un ordin al Ministrului Justiției sau printr-un ordin al Procurorului General de la acea vreme, punct. Atât. Bun. E secretă nu procedura. Este nicio, înțelegem adică că nu și este răspunsul o informație ăsta, secretă. Fapt, nu? Ne ține la secret procedura, nu? Adrian. Bun. Ca să o luăm pe scurtătură așa, în epocă nu exista decât o instituție care dădea derogări, și anume Securitatea. L-a sărit proceduri, l-a încălcat reguli clar stabilite. Dacă aveai
sau dacă mai ales avea nevoie securitatea de tine, te făcea din ce nu erai, ce avea nevoie să fii. Adică, ca să simplificăm să puțin lucrurile. Să folosim așa o expresie, securitatea putea să facă din Rahat Beach. În cazul lui Lazar, chiar așa a și făcut. Practic, nu știu cine exact, dar chiar din Rahat Beach a făcut. Bun. De partea cealaltă, faptul că noi nu știm astăzi, cum spune Bianca, dacă mapa profesională a domnului Lazar ar trebui sau nu să existe documentul despre cum a fost făcut din avocat procuror. Trebuie. Că așa îi se calculează vechimea în magistratură. Ce să vezi, noi am aflat despre domnul Lazar ceva ce musa ar fi trebuit să fie în mapa sa profesională, și anume curriculum Vite. Integral, da, exact. Pe care el nici măcar atât n-a avut trecut, ce poziție a ocupat în traseul său profesional până acum, în clipa în care a devenit procuror general. Dar ce piesă importantă este acest domn Lazar, din moment ce la dânsul nu se poate afla o chestiune absolut banală, care nu ține de aspectul numit mapă profesională. În schimb, la Norica Nicolae era invocată mapa profesională în mod public pentru a bloca numirea într-o funcție. E procurorul general al sistemului securist. A fost 3 ani de zile, le-a rezolvat probleme. Cum ce e? E important. Norica Nicolae era o amărâtă de civilă în perioada oficialităților. Știți? Adică e depus această întrebare. Întrebarea e următoarea. Domnul Iohannis, care l-a numit, a avut pe masă, domnule Corlățean, a avut pe masă mapa profesională, măcar domnia sa putând să arunce un ochi, că muritorii de rând n-au voie. Păi, categoric, a avut profesională a domnului Lazar pe masă tot ceea ce trebuie, dar nu știm dacă, strict formal, a avut integral CV-ul și toate elementele au fost complete, pentru că ce spuneți dumneavoastră e un caz și au mai fost și alte cazuri, unele pe care nu le știți și eu pot să vă menționez un caz în seara asta. Procurori din perioada comunistă, nu-i voi numi așa, lato sensu, pe toți procurori comuniști, că se folosește această terminologie, au fost niște oameni care au făcut prostii și au fost niște oameni care și-au respectat profesia. Dar am observat că există așa o practică din partea unor procurori din perioada comunistă de a-și ascunde anumite părți din CV și anumite perioade. Vă dau un foarte scurt exemplu pe care nu îl știți, dar eu îl știu. Eram diplomat la misiunea asta permanentă la Consiliul Europei la Strasbourg, când am primit instrucțiuni de la Ministrul de Externe al României de la acel moment, cred că era prin 99, dacă nu mă înșel, să promovăm o anumită candidatură la postul de comisar al drepturilor omului al Consiliului Europei. Care era candidatura prezentată în numele României? Doamna Monica Macovei. Interesant. Am luat CV-ul, era un oarecare diplomat și trebuia să trecem prin niște proceduri, vorbind de 99, cu totul altă perioadă. Și normal că misiunea a trimis la toate misiunile diplomatice, a spus, asta este candidatul, domne, ONG, societate civilă, ceea ce primisem noi ca instrucție. Citind CV-ul cu mare atenție, foarte rapid, lipsa exact perioada de dinainte de 89, ce s-a întâmplat între terminarea facultății și trecerea la democrație. Și am pus întrebarea oficial pe telegramă, pe infogramă, pe asta, n-am primit niciun răspuns decât un telefon din partea unui secretar de stat de la Ministerul Justiției, care ne-a spus, n-are rost să insistați că era perioada aia comunistă și aveau alte preocupări.